Boala Anei se numește encefalită Rasmussen. Este o boală rară, este o atrofie cerebrală care progresează. Dacă nu se intervine la timp, poate suveni decesul. Operația nu se poate face în România. Pentru pre-investigațiile chirurgicale care se fac la clinică în Germania, mi s-a făcut un deviz de 37.000 de euro. Sper din tot sufletul să pot să reușesc să-i strâng. Alături de Fundația Mereu Aproape spune: vreau să ajut. Și un copil va putea râde din nou.